mașină care staționează ilegal în intersecție, la Piața Unirii. Dar ce se cer de la mașina cu Range Rover, șofer responsabil, dacă polițiștii la fel de irresponsabili, poliția locală București, fără să aibă girofarul pornit, încalcă legea. Parcați fix în intersecție. Creează situații de accident, obturează vizibilitatea pentru alți șoferi. Pun în pericol și bicicliștii care merg pe contrasens. Ăștia nici n-au girofar. Aceia au girofar, dar nu umblă la el. Sper că-i vede Nicușor Dan și dă o apreciere justă calității activităților. Și mai era unul pe aici la intersecție, dar au dispărut. Dacă poate poliția, de ce să nu putem și noi? Asta cred că e chiar cu numere străine. A, nu, numere de București. Cu protecția miliției. Parcăm unde vrem, unde ne trebuie. Nu contează ce spun regulile de circulație. Legile sunt făcute pentru proști. B158 PLB, B89 SPS. Mafia cu epoleți. Ziua în amiaza mare. Centrul capitalei.